Salutare tuturor, eu sunt Cosmin, iar astăzi o să discutăm despre creatorul de desen animat Infinity Train, mai exact Owen Dennis, care ne-a împărtășit într-un articol scris de el viitoarele sale planuri legate de desene animate. Ei bine, înainte de a începe acest clip, nu uitați că mă puteți susține cu un like, dar și cu un subscribe pentru a ne strânge cât mai mulți și nu uitați de clopoțel pentru a fi la curent cu unele clipuri care vor apărea pe acest canal, iar noi ne întoarcem direct la clip. Owen Dennis a spus în noul său articol scris faptul că a primit multe întrebări legate de ocupația sa după nefericitul eveniment în care Discovery a închis Infinity Train, desenul Cartoon Network și multe alte desene bune de pe acest post. În primul rând, el are un deal cu compania CBC, mai exact un contract prin care lucrează pentru această companie la seriile pe care dorește să le dezvolte. Precizând că în decembrie 2021 a început acest deal, dar deja a ajuns la jumătatea acestuia, acest deal fiind de doar 2 ani. Contractul fiind pus doar pe anumite TV show-urile, mai exact doar serialele animate. Așa că filmele de animație, live action sau serialele TV le poate face separat de cei de la CBC, dar totuși, dacă va lucra la un desen pentru ei, tot va fi distribuit prin platforme de streaming online, gen Netflix, Hulu sau Prime Video, lucrând deocamdată la 6-4 TV show-uri și 3 UP-uri. Dintre care, UP-urile sunt adaptări ale unui joc care sunt diferite fiecare, dar sunt adult cartoons-uri, așa că vor fi genul acela de comedie și multă comedie. Următoarea fiind adaptarea unei cărți care a avut un clip postat pe YouTube, mai puțină comedie, dar totuși fantasy și suspans. Dintre cele 4 show-uri originale sunt unul intitulat Hey Toby, Hey Owen, care are un video pe YouTube de prezentare de la Owen Dennis pe canal, un desen care este făcut în colaborare cu Alex Horab, un storyboarder din echipa Infinity Train, un desen post-apocaliptic care se aseamănă cu Infinity Train prin comedia sa și lucrurile care țin cu sufletul la gură, dar și o comedie suprarealistă în spațiu pe care Owen ar dori să o facă mai puțin și mai mult în distracție decât să fie luat în serios. În final, ultimul desen ar fi unul lucrat alături de Ryan Pickwin, care va fi adaptare a comicului său, Three Word Phrase, într-un desen animat. A spus că mai lucrează și în alte filme care nu sunt în plan, adică nu sunt produse, ca majoritatea desenelor pe care le-am spus mai înainte. Ca de lucruri pe care le-a precizat sunt faptul că lucrează la faza cu anul plus Discovery, în care dorește ca Infinity Train să fie pus pe platformă de streaming pentru a fi vizionat, dorind ca Warner Bros. Discovery să iasă din momentul său mai puțin plăcut, mai bine să deloc plăcut. Ei bine, aici închei în clipul, dar voi ce părere aveți despre desenele la care lucrează Owen Dennis? Sunteți nerăbdători pentru un desen anume sau pentru un proiect al său? Scrieți-mi în comentarii mai jos părerea voastră, iar noi ne vom revedea la un videoclip. Ciao!